Salut, prieteni, din nou Ilie, bine ați venit la un nou clip de-al meu. În acest clip vreau să fac prezentarea, descrierea și să vă dau câteva informații despre pompa de ulei a drujbelor chinezești. Aceasta este o pompă de ulei de la... Se folosește la toate modelele de drujbe chinezești, românești, Carpați, chiar și Yushen, mă gândesc, are la fel aceleași model de pompă de ulei și am fost și am cumpărat o pompă de ulei doar pur și simplu pentru prezentare, pentru descriere și pentru a face un clip. Asta îmi va rămâne, cum să zic, rezervă dacă mi se va strica vreodată pompa de ulei. Bun, hai să trec la informații. Aici, 2 secunde, să pun camera, să pot lucra cu ambele mâini. Aici, în partea de jos, este, cum să zic eu, partea pe care o vedem noi către exterior, de unde se poate regla pompa cu șurubelnița. Către stânga, către dreapta. Către dreapta dăm spre minim, către stânga dăm spre maxim. Acum, cum funcționează acest principiu? Pur și simplu, când rotim, are aici un shift. Nu știu dacă se observă. Nu. Iar aici, un blocator, care îi dă limită de rotație. E, când învârtim, o să încerc să mă uit să văd dacă se vede și în camera bine. Pur și simplu, acea pană se învârte și ea. Și ajunge în punctul maxim sau în punctul minim. Mi-este greu fiindcă nu văd, mă uit și în filmare. Așa e mai ok. Cred că o să se vadă mult mai bine. Sper. Învârtim și a ajuns în punctul maxim sau minim. Acum, dacă mă uit, da, e în punctul minim. Ca să-i dăm drumul la ulei să curgă, învârtim spre partea stângă și mergem către punctul maxim. Cam așa se face reglajul pompei de ulei. De aici și sistemul funcționează pe acest principiu. O să încerc să-i dau un zoom. Nu vrea să focalizeze. Așa. Aici are un shift care ajunge în această parte a corpului pompei de ulei și se oprește. Aici e limita maximă, deci aici e debitul maxim reglat pentru pompa de ulei. Iar în partea asta, vedeți că are niște șanțuri, niște gradații care merge către minim. Principiul care-i? Această pompă de ulei, când drujba este pornită, este antrenată de către melc și motorul drujbei, bineînțeles, și acest pinion, să încerc, se învârte. Nu știu dacă se vede.
Așa. Uleiul care vine din rezervor pe aici. Deci uleiul din rezervor vine pe aici. Ajunge pe aceste striații, ele învârtindu-se la viteză extraordinară de mare, este împins în sus pe aici și apoi printr-un furtun și ajunge și iese pe aici. Ăsta e principiul pompei de ulei. Chinezești, mă refer, la drujbele chinezești, repet. Da. Dragilor, cam asta a fost clipul de astăzi. Eu, ce să zic, vă mulțumesc de vizionare. Sper că v-a plăcut. Modelul ăsta este un, nu știu dacă a făcut așa, un Li 52. Să vedem și pe partea aceasta cu aceste striații, aceste canale se potrivește exact pe carterul drujbelor chinezești, indiferent de model, indiferent de mărime. Vă spun sigur, am văzut și la Eugen pe această cale, îl salut pe Eugen, îi spun sărbători fericite, la fel și lui Red Puma, și lui Bobby, și celorlalți băieți din gașca noastră, din domeniul acesta, și lui Cristi Rowe. Numai bine, multă sănătate vă doresc, sărbători fericite, tot ce vă doriți în viață. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu, să dați un share și un click pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate noutățile. Până data viitoare, vă doresc numai bine, aveți grijă de voi și să vă bucurați de sărbătorile de Crăciun împreună cu familia voastră, cu prietenii, cunoștințe, rude și să profitați de timpul petrecut împreună. Numai bine, la revedere!